Salutare, dragilor! Ora 5 dimineața poate să fie o, un beneficiu sau o pacoste. Depinde foarte tare de stilul tău de viață, de modul în care îți optimizezi și gestionezi resursele de timp pe tot parcursul zilei. Așadar, rămâne să vedem în acest episod sau în acest, în acest video dacă ora 5 dimineața este benefic pentru tine sau nu este benefic pentru tine sau ce este benefic pentru tine și de ce să ți cont pentru a crește în productivitate și în, eu știu, în dezvoltarea ta personală, profesională din orice punct de vedere. Am studiat tot ce era de studiat din punctul meu de vedere legat de time management. Nu înseamnă că am citit tot ce era de citit sau studiat tot ce este de studiat legat de time management, dar preocupat de productivitate și de performanță, am studiat și am aplicat suficient de multe metode și tehnici, inclusiv aceasta cu trezitul la ora 5 dimineața. Bineînțeles că a fost o perioadă în care eram entuziasmat de acele două ore pe care le petreceam lucrând la ceva, dar mi-am dat seama că stilul meu de viață în partea a doua zilei nu se schimba foarte tare și atunci evident, în foarte scurt timp, nu am făcut altceva decât am ajuns să fiu mai obosit decât, eu știu, de fiecare dată când mă trezeam la ora 5, mă trezeam ca așa îmi spunea ceasul, dar în timp am devenit foarte, foarte frânt și obosit și am, am avut de ales între a mă trezi în continuare la ora 5 sau să-mi schimb stilul de viață. Și de ce spun acest lucru? Pentru că depinde în ce moment al vieții. Pentru mine ești. Pentru mine este, era, erau la fel de importante cele două sau trei ore de după amiază sau după ce terminam programul de, de la birou sau de servici pentru a-mi petrece timp cu familia sau eu știu, îmi petrece timp cu copiii sau îmi petrece timpul cu făcând lucruri, alte lucruri pe care le puteam face doar în partea a doua zilei. Dacă le făceam evident, dimineața, dimineața la ora 5 nu prea ai multe lucruri de făcut, în afară de deci nu, este importante dar să, eu știu, să faci sport de dimineață să, eu știu să citești, să studiezi, să-ți faci ceea ce tu consideri dacă pentru tine respectivele ore, eu știu, între 5 și 7 dimineața sunt foarte productive Acum, tot ce înseamnă ora 5 dimineața, ora 7 dimineața sau ora 9, dacă pentru tine este o oră confortabilă să te trezești la ora 9, înseamnă care sunt orele pe care le folosești focusat pentru a obține rezultate. Dacă ești obișnuit să dormi 11 ore, eu știu, și să lucrezi 4 ore și pentru tine asta înseamnă productivitatea, este în regulă. Află care sunt orele tale potrivite și care sunt intervalele și cât de mult, bineînțeles, dorești să te dezvolți. Acum, evident, în toate studiile pe care le-am făcut legate de time management, că vreau să răspund și un pic tehnic, în toate studiile pe care le-am făcut legate de productivitate și time management, inclusiv în cursul de time management, prezint care sunt orele de aur. Și aceste ore de aur le-am învățat în urmă cu aproape 20 de ani, în, chiar într-un curs pe care îl făceam în calitate de angajat la vremea respectivă într-o companie. Nu le-am înțeles foarte bine la vremea respectivă, dar ulterior, de-a lungul timpului aplicate, inclusiv în compania mea și ulterior, pe lângă multe alte informații, le-am aplicat și funcționat. Iar aceste ore de aur pot începe cu ora 5 dimineața. dacă o oră de productivitate pentru tine este 5 dimineața, este perfect, poate să fie ora 7-8, o altă buclă de vârf de uh, energie, Ultim, următoarea oră poate să fie ora 11-12, uh, 16 și bineînțeles 19-22, și 22. deci intervalul vârfurilor de productivitate poate să fie, nu știu, între 3 și 4 ore distanță unde acolo tu ești cel mai în formă. Eu am descoperit pentru mine că în momentul în care mă trezesc cândva în jurul orei 7 în fiecare de dimineață și încep dimineața cu aceeași, cu aceeași rutină în care citesc, studiez, eu știu, ascult un audiobook sau fac lucruri care țin de educație, îmi pregătesc ziua. Pentru mine e foarte importantă să-mi fac pregătirea și modul în care îmi setez mintea pentru întreaga zi. Dar este ok și confortabil pentru mine ora 7. Ulterior, bineînțeles, urc, încep să încep activitatea și urc în... Urc în în, în timpul zilei, mai am un vârf de, de, de ăsta, mai am un vârf de productivitate undeva în jurul 11-12, ora 4 ora 19 și ora 22. Asta în ora 22, asta funcționează pentru mine. Ideea, ideal este să verificați și să vezi care sunt orele tale de aur. Ține cont de această matrice pentru că din punctul meu de vedere să descoperi o oră poate să fie cea de start 5 dacă este pentru tine 7 sau 9 și vezi ce se întâmplă în, pe următoarele 2, 3, 4 ore în activitatea ta, unde evident, nu știu, intri într-o anumită rutină, eu știu, focusul tău să-ți pe ce te focusezi, ca ulterior să vezi care mai este următorul punct de, de energie sau punctul tău de vârf. Matematic și din studii au reușit aceste ore, deci nu este ceva pe care l-am inventat eu și le-am folosit. De deci ce este bine să ții cont de orele de vârst sau orele de aur? Pentru că în acel interval, deci într-un interval într-un plus jumătate de oră sau minus jumătate de oră în jurul acestor ore de aur, tu ești cel mai focusat și cel mai concentrat. Evident o să fie și ți se ține cont foarte mult și de felul în care îți faci programul și orele de, de activitate. Pentru că dacă, și aici apare următorul lucru, dacă, de exemplu, nu ții cont de importanță și urgență, este un alt criteriu care poate să-ți dea peste cap productivitatea și îți focusezi în prima parte a zilei, pe primele două ore de vârf pe care ai vârf de energie, cele mai importante lucruri, ulterior, bineînțeles, productivitatea ta crește, pentru că în partea a doua zilei nu faci altceva decât faci, lași lucrurile care sunt mai puțin importante, sunt urgente unele dintre ele sau sunt importante sau mai puțin importante, dar le duci până la capăt și intri într-o buclă de productivitate și de dezvoltare și de creștere. Până la urmă, de ce am zis să vorbesc despre mitul orei 5 dimineața? Pentru că Aici să vă, dau, să vă dau, un exemplu. Într-o bună dimineață mi-am convins soția după ceva vreme să mă trezesc, să ne trezim împreună la ora 5 dimineața și făceam acest lucru. Am zis, dacă să alerg singur jumătate de oră, 40 de minute, am zis că o să-mi iau soția la, la alergat. Și am alergat, evident, eu știu, cred că o lună, două, trei luni de zile ne trezeam în fiecare dimineață. Și bineînțeles, pentru mine era un efort care îl depuneam cu task obiectiv, deci la ora 5 trebuie să mă trezesc, bineînțeles soția mea ghidată de mine făcea și același lucru. Până într-o dimineață când după câteva luni de zile Adrena a spus știi ce eu nu mai vin pentru că nu mă simt confortabil. Și bineînțeles am început să și eram destul de cumva revoltat de faptul că a cedat acestui proces pentru că o va ajuta. Și bineînțeles, asta este un lucru care ulterior, bineînțeles, văzând și pe pielea mea și chiar am fost destul de perseverent, adică un an, un an și ceva am făcut acest lucru. Ajungeam cu alte cuvinte seara, undeva la ora 10 sau 9, când mai aveam timp de petrecut alături de copiii mei, unde eram frânt, deci nu puteam să le mai dau atenție. Practic începea ora mea de somn ora mea de somn care, în mod normal, ar fi trebuit să fie la ora 10, că din acest motiv nici nu mi-a n -a funcționat pentru mine, pentru că stăteam încă o oră, două, lucrând la diverse lucruri și orele mele de somn și de odihnă nu erau uh, cele potrivite. Și am spus că este o provocare cu ora 5. Nu este nicio provocare. Dacă vrei să începi la ora 5, la ora 10 ideal este să fii în pat și de, de stil de viață. Dacă, nu știu, nu ai responsabilitatea unor, unor copiilor, eu știu, nu mai ai alte activități după ora 8 seara, este în regulă. Uh, întorcându-mă la povestea cu soția mea, bineînțeles ea în acești ani de zile, noi eu vorbesc de acum 5 ani de zile când practicam acest lucru, soția mea a descoperit că pentru ea este chiar benefic să se trezească, nu se trezește la ora 5 dimineața, dar se trezește uh, în, într-un interval potrivit de tot așa, undeva cam la aceeași oră ne trezim amândoi, dar ea funcționează foarte bine dimineața făcând lucrurile importante, nu știu, merge la sală dimineața, face tot felul de lucru, care pe ea, uh, pentru ea sunt foarte foarte ok. Pentru mine, de exemplu, să fac sport este mai benefic să fac în partea a doua zile, spre seară pentru că folosesc timpul acesta și pentru socializare unde, eu știu, mă întâlnesc cu diversi prieteni care mergem la alergat, împreună mergem să facem mișcare în sală sau uh, activitățile fizice unde am contact și cu alți oameni. Pentru mine este la fel de important networking și uh, interacțiunea socială. Și, cu alte cuvinte, ce înseamnă mitul de la ora 5, nu, nu înseamnă nimic altceva. Află care este stilul tău de viață, află-ți care sunt intervalele de productivitate și se poate deduce foarte simplu. Analizează-ți uh, o săptămână, nu este, nu este foarte complicat să analizezi care sunt intervalele la care eu știu ai vârfuri sau uh, ai vârf de energie. E foarte simplu. După ce mănânci, evident, nu o să mai ai energie, și uh, o să urmeze câteva ore până te calibrezi, și ulterior, iar o să ai un vârf de energie. Am dat aceste repere de ora 12. 11, 12, un reper, 16, 19 și eventual mai un 22, 21, 22, un, un vârf de energie la care poți să, să te focusezi pe ceva. Dar evident că în funcție de cum ți este activitatea, scade în intensitate spre, spre seară. Deci, dacă funcționează pentru tine trezitul la ora 5 și în acele două ore, eu știu, până la ora 7, tu poți să faci acest lucru. Există în o grămadă de comunități în și în România și internațional. Comunitatea Oamenilor care se trezesc la ora 5, dar depinde foarte tare de stilul tău de viață, de viața în sine, de la ce moment al vieții ești. Dacă ești foarte tânăr și eu știu activitatea ta, eu știu metabolismul tău poate te obișnuiești așa îți place, este în regulă. Află până la urmă că, de fapt, despre asta este vorba, că nu înseamnă că ora 5 are vreun efect într-un fel sau altul, este vorba de orele de productivitate sau orele de pe care tu le investești în, în activitatea ta sau în dezvoltarea ta. Deci cam asta este legat de mitul orei, orei 5 dimineața. Îl spun în context de productivitate, în context de performanță, pentru că vezi ce funcționează pentru tine. Adică să nu faci ceva care este forțat, ceva care este, eu știu, scrie cineva într-o carte, acest program l-a lansat Robin Sharma, care este genial, funcționează foarte bine pentru el, cum de altfel spun inclusiv, inclusiv eu. E posibil peste 10 ani de zile, eu știu când o să am 50 de ani, 60 de ani viață, mea se schimbă, felul în care fac lucrurile se vor schimba și s-ar putea să funcționeze foarte bine și pentru mine acest interval, dar mă conectez la orele de productivitate. E posibil ca între ora 5 și 7 dimineața, când este foarte multă liniște, să lucrez. Am, am avut și experiența asta, dar pentru mine este la fel de ok să găsesc un loc seara între, eu știu, între 7 și 9 în care să lucrez la fel cu liniște, nu, nu sunt atât de dacă eu știu să-mi izolez spațiul și locul în care lucrez. Pentru mine este foarte important când am mintea, mă pot focusa și pot să folosesc ora respectivă sau orele respective pentru a crea, pentru a gândi, pentru a dezvolta, eu știu pentru la ce am nevoie să, să, la ce am nevoie să investesc timp. Așadar, dragilor, ora 5, ora 7, ora 10 dacă este ora 10 pentru tine să te trezești să te pui la somn sau să încă să ai activitate la ora 10 seara depinde foarte mult de tine depinde numărul de ore pe care tu aloci dezvoltării tale. Pe de o parte pe de altă parte este cum folosești acele ore în cea mai bună formă eu spun așa unde folosești la maxim orele pe care le ai la dispoziție din care tu să scoți să, să obții rezultate. Deci cu alte cuvinte este potrivit sau nepotrivit este potrivit ce ți se potrivește ție, este potrivit, este alegerea ta, pur și simplu fă în așa fel încât orele pe care tu le aloci dezvoltării tale să ți aducă maxim pentru ceea ce tu dorești să obții. Mulțumesc frumos!